Vasluienii nu au încredere în vaccinul AH1N1. Din cele 11.900 de doze distribuite de către Ministerul Sănătății, Direcției de Sănătate Publică Vaslui la sfârșitul lunii noiembrie, doar aproximativ 4.000 au fost folosite. Tinerii și mai ales cadrele medicale sunt cei mai reticenți la vaccinarea împotriva gripei porcine. Am fost în echipa care s-a ocupat de vaccinare. Am considerat că nu e cazul să-mi fac acest vaccin, întrucât deja am intrat în contact cu persoanele confirmate cu virus. Nu se zic rău, pot apărea reacții adverse și nu știu. Conducerea Direcției de Sănătate Publică are și o explicație pentru lipsa de interes a vasluienilor vis-a-vis de vaccinul AH1N1. Au fost foarte multe zvonuri pe diverse căi neoficiale și unele persoane sunt reticente. Cei care beneficiază gratuit de vaccinul pandemic sunt bolnavii cronici, personalul medical, elevii peste 16 ani, studenții și personalul Ministerului Administrației și Internelor. Mai avem un stoc disponibil de 1870 de doze de vaccin la nivelul Direcției de Sănătate Publică. Persoanele care refuză vaccinarea și ulterior sunt contaminate cu virusul AH1N1 vor trebui să suporte cheltuielile de tratament din buzunarul propriu.